Îl folosesc și la altele. L-a dezinfectat, sterilizat, curățat, inclusiv apa pe care o beau în fiecare zi. Pentru mine asta e o măsură. Are 750 de mililitri și o beau în fiecare zi. Și îi dăm drum. Haideți să vedeți frumusețe. Ei, imaginați-vă că apa, în timp ce noi vorbim, devine pură. Aerul, mâncarea, alimentele, tot ceea ce tratez cu ajutorul imunocubului meu, devin mult mai curate și mai sănătoase. Am simțit-o, repet, pe pielea mea. Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Este luni seara, ca de fiecare dată, suntem alături de Florentina Matescu. Bună seara, Florentina! Mă bucur că ești prezentă. Suntem aici, pe baricade, în fiecare seară de luni. Cu bucurie! Continuăm să vorbim astăzi despre credință, despre secretele ei, despre ceea ce aduce ea în viața noastră și suntem ochi și urechi. Doamne ajută! Chiar mă bucur că tema noastră este din ce în ce mai aproape de finalitatea pe care o dorim, pentru că, în esență, tot parcursul pe care l-am avut împreună a fost ca să arătăm cum a fost căderea din grație și ieșirea din programul Raiului, cel de 4D, și unde s-a ajuns ca să știm cum să facem traseul înapoi. E foarte important, chiar am fost ghidat să fie un traseu bun, astfel încât în perioada aceasta, când se produc schimbări majore la nivel planetar, vorbim de magnetismul planetar, vorbim de energiile cosmice care și coboară și înconjoară planeta, vorbim de vibrația planetei, de rezonanța ei, deci toate aceste lucruri sunt gândite și programate să se petreacă în această perioadă. Adică absolut tot programul de funcționare al planetei și al galaxiei și al întregului univers este calculat pe bază matematice și momentul pe care urmează să-l trecem, indiferent că te merge în sus sau în jos, este unic. Deci nu putem să-l amânăm, nu putem să-l schimbăm. Singurul lucru care contează în această perioadă este direcția în care o luăm noi. Adică acest moment al trecerii dintr-o dimensiune într-alta poate să fie din 3 în 4 sau poate să fie din 3 în jos. Pe programul bazal este evident întoarcerea în rai, pentru că programul ăsta ne-l spune și geneza și ne arată care a fost raiul, care a fost programul de existență în rai, cum se făcea, ca să putem să înțelegem că există și programul înapoi. Dacă ar fi fost trecere prin coborâre într-o vibrație inferioară, ni s-ar fi arătat vibrația inferioară ca să știm cum să ajungem acolo. Sau ca să ne lăsăm ghidați într-acolo. Ceea ce s-a petrecut în ultimele milenii a fost ca toate experiențele de care noi aveam nevoie să se intensifice, să fie traversate prin ceea ce numim noi lecții karmice, respectiv nu pedepse, cum s-a crezut multă vreme, ci lecții pe care le avem de învățat, considerând că aici suntem la o școală la care avem de învățat ce înseamnă răul, în special ce înseamnă răul, ca să putem să înțelegem binele, la fel cum prin lipsa luminii vedem ce efecte produce întunericul și înțelegem cât de valoroasă e lumina. Bine, pe măsură ce noi învățăm lecțiile, mergem mai departe. Și ni se tot arată calea de a merge mai departe. Ție ți se pare așa în mare, Florentina, că oamenii învață lecțiile din ceea ce vezi în jurul tău? Ceea ce pot să spun... Am impresia că nu prea învățăm deloc. E foarte greu. De asta vreau să vorbim despre credință și rolul ei și despre această temă a asumării, pentru că este o temă fundamentală. Lipsa de asumare înseamnă lipsa de credință. Înseamnă lipsa de conștientizare că există Dumnezeu și oamenii pot să facă absolut tot ce le dă prin cap, negând existența Creatorului și gândindu-se că nimic nu vor putea păți dacă fac rău altora sau dacă distrug sau dacă, nu știu, dacă fac lucruri de nefăcut.
Din păcate, o mare masă încă este de oameni este tributară conceptului de pasare a responsabilității. Trebuie să vină cineva să ne ajute și trebuie să facă altcineva. Vedem exact că atunci când lăsăm pe altcineva să ia hotărârile în locul nostru, cum să ajungem unde am ajuns și acum. Pentru că tot timpul și de niște ani de zile cineva hotărăște. Da. Și apoi noi suntem nemulțumiți că nu asta este calea. Exact. Și ceea ce ar fi bine să înțelegem, pentru că de fapt ăsta este substratul a ceea ce facem noi aici, este să începem să gândim cu mintea noastră. Să începem să ne folosim daturile pentru că le avem. Avem minte, avem suflet, avem inteligență, avem capacitate de procesare, de memorare, de analiză, de autocontrol. Deci avem o grămadă de daruri în ființa noastră. Este păcat că nu le folosim și că încă ne uităm doar într-o poziție victimală la ceea ce ni se întâmplă, într-o poziție pasivă la ceea ce e în exteriorul nostru și într-o poziție de nedeterminare pentru noi înșine ca să începem să facem ceva. Am întâlnit multe persoane care aveau obișnuințe din a nu spune adevărul, din a face diverse lucruri, care nu erau chiar ok. Și când am întrebat, ok, dar îți dai seama că la un moment dat vine reculul, pentru că întotdeauna vine reculul. Aia, da, cine să plătească? Ce, crezi că există Dumnezeu? Da, eu cred că există Dumnezeu. Și nu doar cred. Se simte, se vede, se petrec atât de multe lucruri și atât de multe sincronicități, încât e greu de crezut că nu te-ai dat seama că există Dumnezeu. Prostii. Bun. De ce am spus treaba asta? Pentru că încă sunt mulți oameni la nivelul ăsta, la zona asta de gândire. Și sunt într-o zonă în care, chiar dacă nu au făcut niște contracte conștiente cu partea de întuneric, la nivel subtil le-au făcut, prin modul în care se comportă, prin abordare, prin gesturi, prin vorbe, prin atitudini, denotă conexiune cu întunericul, nu cu lumina. De aceea, tema noastră de astăzi este tocmai să înțelegem diferența între a crede sau nu crede în Dumnezeu și asumarea pentru ceea ce facem. Pentru că bucuria mea la ceea ce fac, la nivelul la care lucrez și terapie și tabere și tot, sunt foarte mulți oameni frumoși, foarte mulți oameni care se trezesc, oameni care încep să simtă, pentru că marea diferență este a simți. Ne-am dus în a nu simți, în a merge doar cu mentalul, fără să ne dăm voie să simțim. Și sunt multe persoane care au parcurs drumuri lungi în spiritualitate și încă stau în mental. Nu se duc în suflet, nu-și dau voie să simtă. În momentul însă în care se face o conexiune reală cu Dumnezeu, atunci începe și simțirea să fie activă și informațiile pe care le traversăm, că le primim ca informație, ca experiență de viață, ca evenimente, conexiuni cu alte persoane, tot ceea ce înseamnă spectrul de învățare, se schimbă. Începem să asimilăm, începem să înțelegem și să ne transformăm noi pe interior, pentru că, de fapt, nu se pune problema cum s-a făcut în școli de se mai copia, se mai șoptea, se mai știu copilării. Acum ceea ce dăm este un adevărat examen de maturitate. Cum se numea bacalaureatul pe vremuri, examen de maturitate. Deci examenul ăsta de maturitate nu poate să fie amânat că te puțin că nu l-am luat în iunie sau când s-a dat, îl dăm în august, că mai vine profesorul odată pentru noi. Nu mai vine niciun profesor. Ori îl dăm și îl dăm și îl luăm, ori data viitoare, adică data viitoare peste eoni, când o să fie un alt patru care să se deschidă pentru cei care au ajuns la maturitatea de absorbire a dimensiunii a treia. Ca să se poată face această trecere, este nevoie să ne asumăm ce suntem,
cine suntem, ce facem, ce gândim, ce emitem, tot ceea ce înseamnă emanația noastră. Da. Multă lume zice, păi gândesc eu, cine știe ce gândesc eu? Și ce gândim, și ce vorbim, și ce facem, creează câmp în jurul nostru, chiar dacă nu se vede cu ochii fizici. Corect. Lucrurile astea există. Așa cum undele electromagnetice de la toată aparatura pe care o folosim noi, nu le vedem cu ochiul liber, ele sunt însă. Cum toate fluxurile, sunetul se aude, toată lumea aude. Bun, dar nu vede toată lumea undele sonore. Sau nu se văd undele timpului, sau nu se văd undele de lumină. Deci vedem luminozitatea, dar nu vedem cuantele. Uite, vorbeam cu Adrian Crant într-o emisiune și spuneam că măsurat, noi, ca organisme vii, suntem influențate 20% de ceea ce se vede, ceea ce palpăm, mirosim cu simțurile fizice. Cu simțurile noastre și 80% cu ceea ce nu se vede. Categoric. 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 De aceea, ceea ce vorbim noi de atâta timp aduce în atenție ce se petrece în subtil, ca să se poată înțelege care este funcțiunea din subtil. Pentru că nu se învață nicăieri. Asta așa este. Chiar ieri îmi spunea o prietenă, nu știm lucrurile astea. Păi nu le știm pentru că ele sunt în subtil. Important este să ne dăm voie sufletului că să funcționeze, că dacă îi dăm voie, începem să le percepem. Nu toată lumea o să înceapă să vadă brusc. Da, unii simt, alții simt miros, alții simt gust, alții simt auz, adică alții aud. Majoritatea văd, pentru că văd este simțul prin care luăm cele mai multe informații. Dar, înainte de asta, important este să ne dăm voie, nu să punem pe nu înainte. Corect. Că nu ne spune nimeni. Nu putem să facem. Trebuie să facă cineva pentru noi. Nu are nimeni cum să facă pentru noi și nu are nimeni cum să intervină în destinul nostru, în viața noastră sau în evoluția noastră și nu are dreptul nici măcar Dumnezeu să ne ia de mână să trecem în pat. Chiar dacă noi ne ducem în direcția opusă, înseamnă că acolo trebuie să ajungem. Deci chiar dacă ar fi un mare regret, o mare durere, o mare suferință pentru Dumnezeu ca noi, după tot calvarul acestui 3D, să coborâm, e alegerea noastră și e nevoie să ne o asumăm. Și aici intervine problema pe care vroiam să o discutăm astăzi. Pentru că de-a lungul timpului oamenii au fost influențați să creadă că nu sunt bun, că nu sunt puternici, că nu știu, că nu pot, mai ales că nu pot, că nu pot, ăsta s-a dus în toate direcțiile posibile. Și oamenii l-au asimilat cu atâta naturalețe încât prima reacție la orice este nu se poate sau nu pot. Bun, de ce crezi că nu se poate? Păi a mai făcut cineva așa sau nu? Nu pot, dar ce am mai încercat? Dar nu se poate, dar nu există soluții, dar nu am eu nicio valoare. Ce contează, ce spun sau ce gândesc eu? Da, atâta vreme cât eu cred că nu are valoare ceea ce spun, nu are valoare pentru că ceea ce eman eu în subtil este că nu are valoare. Da, și pot să spun povești nemuritoare și să zic toate literele alfabetului în toate direcțiile posibile sau în toată ordinea posibilă. Nu produce efect. Dacă eu nu cred că produce efect, sau pot să spun numai litere și dacă în subtil transmit altă informație, ea produce efect. Animalele simt. Deci un animal, dacă mergi pe șosea și arăți unui cățel, pur și simplu nu-ți vede gestul, simte unda mâinii. Când îi arăți să te ducă pe marginea drumului, el te duce. Omului poți să-i arăți și să-i spui și să-i explici în toate formele posibile, nu tuturor. Multor oameni pot să le pui în toate formele posibile, nu cred că pot ei înșiși. Adică de aici este o mare, mare, mare problemă de manifestare și o mare frână în ceea ce urmează să se manifeste. Ceea ce urmează să se manifeste, așa cum am spus, este calculat matematic. Deci nu putem să spunem că o să se întâmple pe altă dată decât cea care este. Dacă până acum spuneam mai sunt ani în urmă cu ceva timp, am zis mai sunt luni, acum mai sunt săptămâni. Adică săptămâni înseamnă 7 zile înmulțit cu
un număr de săptămâni, care nu sunt foarte multe. Adică suntem cumva la un prag aproape de limită. Deci nu, chiar nu vreau să fie critică, vreau să se înțeleagă că e vorba de o realitate care se manifestă exact așa cum ai spus. Puțini oameni își dau voie cu adevărat să treacă. Puțini oameni își dau voie să creadă în realitate și să iasă din cotidianul în care sunt victime, sunt oameni care nu pot, sunt oameni care așteaptă să facă altul, sunt oameni care se uită că unul are sau că unul n-are sau că l-are mai mult sau că l-are mai puțin sau cât mai spuneai tu de prețuri pe la poșete sau mai știu eu ce. Deci dacă asta este ceea ce se mediatizează și oamenii dau atenție și alimentează nivelul ăsta, pur și simplu este nivelul la care se duc. Adică nu-și dau voie să înțeleagă că, ok, poate să fie spoiala spoielilor, dincolo de spoială ce este, că dincolo de asta este drumul nostru și trecerea noastră mai departe. Dacă noi stăm în variante de grădiniță, să zicem, rămânem la nivel de grădiniță. Deci momentul de trecere poate să fie de urcare sau de coborâre. Suntem într-un sistem binar. Am explicat în cartea trecerii foarte amplu sistemul binar, cum funcționează întregul univers de la 0 la 1, ce înseamnă toate datele și cu șirul lui Fibonacci și cu numărul de aur și toate implicațiile care sunt în construcția lumii. Bun, toate, multe, foarte multe, ca să ne fie pe înțeles. În esență, sunt două procese care se succed. Unul este de creație și unul este de distrugere. Cele două mari entități și polarități care funcționează sunt creatorul și distrugătorul. Dacă este să se înțeleagă, pentru că multă lume și există și mesaje în diverse zone că va trebui să fie perioada de distrugere și că ea este cea care urmează și că înscăunarea întunericului este perioada care va trebui să urmeze, bine, să înțelegem că, de fapt, nu e adevărat. Perioada de conducere a întunericului a început în momentul în care a apărut șarpele care a ispitit-o pe Eva. Da? Deci, înainte a fost perioada creației, după care a început perioada distrugerii și ușor, ușor, omului au fost distruse încrederea în el însuși, capacitatea, puterile, nu a mai avut puterile pe care le avea în 4D, nu a mai avut comunicarea cu Dumnezeu, n-a mai avut comunicarea cu animalele, n-a mai avut comunicarea cu natura și n-a mai avut nici măcar comunicarea cu el însuși. Pierzând toate aceste lucruri, astea au fost distrugeri în interiorul ființei noastre. Noi, dacă ne dorim cu adevărat să facem pașii de trecere, nu ne împiedică nimeni să-i facem, doar noi înșine. Doar noi înșine, pentru că nu dăm voie credinței din noi să se manifeste și nu ne asumăm ce suntem și cum suntem. Suntem ființe divine create de un creator divin. Suntem ființe în care au fost puse valori imense, imense. Important este să ne dăm voie să le folosim. Dacă noi le negăm și dacă noi ne setăm doar pe partea de întuneric, aia e ceea ce atragem. Dacă noi ne ducem pe partea de lumină, atunci atragem lumină. Important este ce ne dorim noi să facem. Pentru că fiecare alege pentru el însuși. Și mai spun care îmi spun, aș vrea să treacă și copiii mei, dar ei nu cred. Din păcate, copiii fiind ființele cele mai iubite, ca expresie a iubirii totale, este foarte important ce facem noi pentru a ajuta și pe ceilalți să poată să le crească vibrația și să înceapă să simtă și să se deschidă și să își dea voie să treacă, pentru că sunt situații și asta este o perioadă în care energia asta enorm, enorm, enorm de multă, de mare, care se descarcă pe Terra, facilitează să se facă treceri punctuale. Adică dacă omul își dă seama și are un moment de revelație în care spune, wow, chiar există Dumnezeu, păi atunci simte cum coboară Dumnezeu în el și îl umple.
și simte vibrația, simte că întreaga lui ființă se umple de Dumnezeu și că poate să facă orice, depășește inductiile care sunt, n-ai valoare, nu contezi, nu ești bun de nimic, nu poți, nu faci, nu... Oamenii încă sunt tributari traumelor din copilărie, ok, bun, ori te duci la psiholog, ori lucrezi tu cu tine, ori citești cărți de dezvoltare, ori te gândești foarte bine dacă alegi în sus sau în jos. Deci, pe matrice, planeta trece în patru. Sunt tributare a ceea ce ai spus tu, traumelor din copilărie și unor programe la care ei se supun de bunăvoie. Și rămân acolo pentru că le este mai simplu, majorității este mai simplu să rămână în modelele astea de victimă, tocmai ca să nu-și asume. Pentru că îți dau o falsă siguranță. Da, și vine cineva și te mângâie pe cap, vai săracul de tine. Și atunci mi-a trecut toată supărarea, e bine că e cineva care mă poate mângâia, poate să-mi preia și răspunderile de viață, responsabilitățile și poate să și rezolve momentul de acum în care suntem cu toții, că eu practic am suferit foarte mult în copilărie și nu mai pot să uit. Păi, în momentul în care noi înțelegem că tot ceea ce ni s-a întâmplat era ceea ce noi am acceptat să traversăm în viața asta, ca să putem să învățăm. Cum învățăm la școală, nu trece că e semaforul roșu, că vin mașinile și mai puternice decât omul. Na. Nu putem să înțelegem și celelalte lecții de viață, că sunt tot la fel, culoarea roșie a semaforului te arată ceva, experiențele de viață te arată ceva, păi nu le trăim degeaba, nu sunt niște înșiruiri eronate de evenimente, nu se întâmplă o boală sau un eveniment în viața nimănui din greșeală. Nu există, nu există greșeală, deci ceea ce facem noi sunt lucrurile pe care le facem funcție de ce am înțeles noi din existență, cât de mult am învățat din lecțiile de viață, ceea ce facem și ne-o luăm după, înseamnă că n-am terminat de învățat. Ori am învățat incomplet, ori este incorrect ceva pe undeva, ori chiar nu vrem să învățăm. Adică, dar, important este să se înțeleagă. Planeta și-a făcut traseul de trei. Planeta Terra trece în patru, de planeta Terra e trecută în patru. Ea emite deja energii de patru. Uite, sunt iarăși, apropo de asta, sunt foarte multe persoane care se gândesc că ar vrea să ia energia cuiva și chiar spun, vreau și eu niște energie de la tine. Sau dăm și mie niște energie. Sau de parcă iei mouse-ul și uite, ia puțină energie. Nu, cei care au și un pic de cunoaștere o fac fără să te mai anunțe. Da. Pur și simplu îți fură energia. Exact, adică devin vampiri. Exact. Unii o fac conștient, alții o fac inconștient, dar sunt foarte multe persoane care fac asta. Da. Neînțelegând că vampirizarea este una dintre direcțiile de cădere. Indiferent ce se ia de la celălalt, chiar și dacă îi se spune celuilalt, înseamnă că eu nu mi-asum legătura mea cu Dumnezeu și aportul de energie pe care îl primesc de la Dumnezeu și atunci iau de la celălalt, la fel cum fac ființele întunecate. Adică iau ceva ce nu mi se cuvine și pe urmă mă întreb de ce vin dureri. Atunci când iei, trebuie să te gândești de mai multe ori, pentru că tu nu știi ce e. Categoric. Și urmările cu atât mai puțin. S-ar putea, dintr-un rău pe care vrei să-l faci, să-i faci un bine. Și să iei exact ce nu-i trebuia. Da, știi? Exact. Da, și să se ia ce nu trebuie. Dar trebuie să-i pună pe gânduri pe cei care fac asta. Da, uite, într-o carte pe care urmează să o reeditez, Pași pe tărâmul străbun, am scris despre modalitățile în care de-a lungul timpului, la nivel de țări, imperii, regate, toate ce au fost, s-a luat din ceea ce aveau alte țări, prin războaie, prin atuprire, prin biruri, prin toate metodele care au fost făcute, luat și vieți, nu doar bunuri materiale sau, eu știu, resurse sau eu știu,
Și asta a creat un supraplin acolo unde s-a luat, pentru că nu a fost rezultatul propriei evoluții. Și în momentul în care vine plata, cine a luat și n-a dat înapoi ce a luat, se autodistruge. Pentru că e sistem incorrect. Adică în programul matricial apare cu date incorrecte și toate sistemele se resetează acum, iar sistemele incorrecte sunt descompuse. Asta apropo de, și nu doar la nivel de națiuni, de țări, popoare, imperii sau mai știu eu ce, și la nivel individual și la nivel de grupuri, este foarte important să înțelegem că avem dreptul doar la ceea ce este în dreptul nostru. Adică dacă vine ceva spre noi, vine ca să învățăm, nu ca să ne ducem să luăm de la alții. Din alte puncte de vedere, zonele de pe pământ unde au fost diverse bogății, resurse, sunt zone care au fost procesate și prelucrate de energia celor care au lucrat acolo și de credința lor. Oameni care și-au asumat legătura cu Dumnezeu și care și-au îmbogățit locul așa cum a fost traiul, unde a stat Dumnezeu și a fost de toate, la fel acolo unde a stat Dumnezeu au fost de toate. Unde n-a fost Dumnezeu, uite, apropo de unde, nu, unde a fost alungat Dumnezeu, planeta partenerilor noștri, planeta de origine a partenerilor noștri, după niște zeci de milenii, în continuare nu este nici măcar locuibilă. Adică mă uitam dacă ar putea să se retragă acolo, însă sunt colonii de furnici gigant, uriașe, și colonii imense, care, tocătoare, care toacă solul și din praful care se obține și ceea ce este din furnicile astea care mor repede, mor în 8 zile, se creează un fel de compost. Structura lor e din hidrocarburi aromatice, deci probabil că vor ajunge la o variantă de a crea materie organică. Abia acum, după niște zeci de milenii. Abia acum. Dar asta înseamnă că nu are nimeni cum să se ducă acolo să locuiască. Deci, foarte mare atenție, nu că e o problemă care se poate neapărat să preocupe pe cineva. Eu pur și simplu m-am întrebat dacă ar putea să se ducă acolo și să nu fie neapărat mă rog, rezultatul care li s-a, verdictul care li s-a dat. Și n-au cum să se ducă. Și este important să înțelegem că și noi suntem la fel ca și ei, tot creație. Dacă ei nu și-au asumat că există un creator și s-au orientat spre anti, la fel se întâmplă cu orice ființă de pretutindeni. Deci ori ne asumăm creatorul și ne asumăm că ne orientăm spre el și spre legătura cu el și mergem mai departe cu bucurie și cu încredere și înțelegem că lucrurile sunt rezolvabile, că putem să le rezolvăm, că putem să facem, pentru că suntem perfectibili. E foarte, apropo, trebuie făcută o distinție clară între perfect și perfectibil. Suntem perfecți în momentul ăsta al nostru pentru că suntem în forma în care noi dăm răspuns la lecțiile pe care le avem. Dar suntem întotdeauna perfectibili pentru că putem să învățăm din tot ceea ce ni se întâmplă și să devenim mai buni pe fiecare clipă. Varianta că suntem perfecți la final e egotică și e minciună. Corect. Că dacă noi ne credem deja ajungi la stadiul de maxim de evoluție și suntem grozavi și deasupra tuturor, ne iluzionăm. Ne iluzionăm, adică suntem la circ și ne lăsăm păcăliți de camatori. Bun. Deci este nevoie să înțelegem că momentul de trecere este bine, aș vrea să folosesc un cuvânt nepotrivit, este vizat de partenerii noștri cu interes maxim. Noi încă nu ne dăm seama că există Dumnezeu cum își dau ei seama. Noi nu ne dăm seama că trebuie să lucrăm cu noi, ei și-au dat seama și-au făcut programe la detaliu, la amănunt, le-au și dat ca să știm, pentru că ne asumăm nefacerile, iar noi încă așteptăm.
Spuneam, am spus de câteva ori, de 5, 6, 7 ori am spus în emisiunile noastre despre faptul că suntem informați despre ceea ce urmează să se întâmple și asta a fost parte din contract. Ce înseamnă această informare? Înseamnă, dacă eu sunt, hai să zicem că eu sunt din tabăra partenerilor de joc, ca să pot să-mi urmez eu planul, care e diametral opus față de al umanilor, am două variante. Merg discret și pe tăcute și îmi fac programul, dar mi-o iau, sau anunț ce urmează să fac și și ia celălalt. Noi aici suntem. Adică am primit cu toții toate informațiile, nu ne-a oprit nimeni să le urmărim, sunt filme, sunt cărți, sunt materiale, sunt documentare, sunt filmări, sunt o grămadă de surse de informații. În filme te dau de zeci de ani informațiile despre ce este, unde se merge, cum se face, ce e pe partea cealaltă. Dacă noi am luat totul ca SF sau conspirații sau povești nemuritoare, nu ne împiedică nimeni să le experimentăm din nou până când începem să ne maturizăm și să le luăm la valoarea de adevăr. Deci ni s-au dat, așa că răspunderea e la noi. Dacă nu ni s-ar fi dat, răspunderea era la ei. Deci fiecare este răspunzător pentru ceea ce face. Dar dacă noi am primit toate informațiile și încă așteptăm să vină cineva să facă, acel cineva care face, face pentru el că nu are cum să facă pentru altcineva. Pentru că nu locuiește decât în propria ființă. Și atunci, e timpul să înțelegem, e timpul, e târziu, e chiar foarte târziu să putem să credem că se poate face schimbarea rapid și fără să ne doară cu nimic. Și fără să ne asumăm nimic. Pentru că ne asumăm totul. Planul e făcut și dat pe detalii și sunt cărți în întreaga lume, în toate limbile pământului. Sunt cărți, sunt informații, sunt filmări, sunt mesaje, se dau peste tot, toată lumea știe și de o parte și de cealaltă ce se întâmplă. Cine vrea să se informeze? Oamenii se comportă ca și când n-ar ști și n-ar vedea nimic și n-ar auzi nimic. E alegere. E alegere. Deci sunt mulți oameni, eu zic din punctul meu de vedere, că sunt 20 de ani de când tot spun. Și au venit oameni și au plecat oameni că nu s-a întâmplat așa, ceva peste noapte. Fiecare crezând că este la fiecare, mă rog, mulți crezând că au ajuns deja la nivelul de lumină în care ar trebui să vină binele, frumosul și adevărul. Asta vreau să te întreb, dacă și această alăturare a unora de zona spirituală și spun, am zis alăturare cu bună știință. Da. Și ei nu trăiesc în spiritual. Ei s-au alăturat unui curent. Îi face pe oameni să devină orbi? De multe. Pentru că și de aici văd ceea ce vor să vadă. Știi, acum niște ani când citeam Biblia și erau acele paragrafe care se refereau la vremurile pe care le trăim astăzi, când spuneau că se vor întâmpla lucruri, iar noi vom fi lângă noi, iar noi vom fi orbi și nu le vom vedea, vom fi surși și nu le vom auzi. Și mă gândeam cum ar fi posibil. Iar astăzi trăim în plină epocă a orbilor și a surzilor. Exact. Exact. Și din păcate, majoritatea covârșitoare este în această plajă. Și de orbire și de surzenie, pentru că este varianta mult mai comodă, iluzoriu mai comodă, pentru că în momentul în care omul reușește să înțeleagă că există Dumnezeu și că se poate refugia în Dumnezeu și să îl cheme pe Dumnezeu în propria ființă, tot ceea ce înseamnă stările de rău, generate de tot ce se întâmplă în jurul nostru, de toată poluarea și toate mecanismele pe care le cunoaștem cu toții, n-are sens să le enumerăm. Nu s-ar mai trăi așa. Omul ar înțelege
Uite, sunt mulți psihaști, Adina, oricând spuneai, mă gândeam la diferența dintre psihiatru și multă lume care doar predică. Da? Deci am văzut preoți care, adică călugări care s-au dus la Muntele Atos și povesteau cum au plecat fără niciun ban și cum au ajuns și ce au făcut și cât de mult cred și că totul e cu Dumnezeu, că și păsările îi mulțumesc lui Dumnezeu cu cântecul lor, că și animăluțele respectă nașterea zilei și toate. Deci tot viul din jur îl știe pe Dumnezeu. Da. Și l-a cunoscut pe Dumnezeu. Numai noi oamenii nu. Trăiește în Dumnezeu. Trăiește, da. Am văzut tot viul. Numai exact. Noi care am venit cu minte, aceste ființe evoluate, negăm tot. Și că multă vreme... Trebuie să ne facă demonstrații zilnice. Să demonstreze că există, de parcă nu ne-ar demonstra că există, că în clipa în care deschidem ochii. Tocmai. Da, vrem în plus. În care ne-am născut, adică cum am apărut, fără să existe un creator sau cum, adică chiar știi ce am văzut de foarte multe ori, oameni care au văzut că s-au întâmplat minuni și nici măcar în alea n-au credut, adică determinarea de a crede, le denumesc întâmplări, coincidențe. Exact. Niciodată, cum să spun, se feresc să spună că sunt lucruri venite și minuni venite de la Dumnezeu. Pentru că asta i-ar obliga și la un anume tip de comportament. Exact. Eu nu vreau să renunțe la nimic din ceea ce astăzi îi face plăcere. Asta e o mare problemă, e atașamentul. Sigur. E atașamentul față de exterior, care îndepărtează de interior. Și atunci, cum putem să-L găsim noi pe Dumnezeu dacă nu îl avem în interiorul nostru? Cum putem să-L vedem în exterior? Pentru că lucrurile la care ne raportăm în exteriorul nostru sunt lucrurile care sunt în interiorul nostru. Yes. Eu nu pot să recunosc că un lucru înseamnă matematică dacă nu știu ce e matematică. Sau indiferent ce e. Deci dacă în mine nu e informația despre ceva, pot să mă uit pătrat la un lucru, că nu are rezonanță în mine, nu găsesc cu ce să-l conectez în interiorul meu. Și atunci va trebui să fac o începere a cunoașterii, să mă interesez, să văd, să caut, să mă informez, să mă gândesc, să raționez. Adică am de lucru. Asta avem de făcut cu toții. Atâta vreme cât încă rămânem în versiunea să vină cineva, să facă cineva, nu ne asumăm propria evoluție. Și nici măcar nu credem cu adevărat în Dumnezeu. Deci nu vreau să sufere nimeni de informația pe care o spun. Nu vreau să nu e de jignire sau de judecată în niciun caz. Este doar mecanism pe care e bine să-l înțelegem. Câtă vreme nu ne asumăm, nu credem în Dumnezeu. Câtă vreme nu credem că este lecția noastră să învățăm și așteptăm să ne rezolve cineva, că suferim, că am suferit în copilărie, că am avut lipsuri, că ne-au certat părinții, că ne-au bătut părinții, că ne-au făcut nu știu ce, că nu ne-au făcut, că am fi vrut nu știu cum, dar nu s-a întâmplat așa. Stăm orientați în trecut, adică în loc să stăm în prezent și să privim viitorul care se derulează în fața noastră, ne ducem cu niște deci sau, mă rog, ani sau zeci de ani în urmă și stăm acolo ancorați și batem pasul pe loc și nu facem nimic ca să ieșim de acolo. Și pe urmă ne întrebăm de ce ne doare capul și de ce se întâmplă în jurul nostru câte se întâmplă. Păi, suntem într-un moment în care, teoretic, din punctul de vedere al creației, nu sunt decât două variabile. Una se urcă și cealaltă e că se coboară. Uh-huh. Dacă majoritatea, din punct de vedere energetic, alege creatorul, se face urcarea. Dacă majoritatea, tot la fel, din punct de vedere energetic, alege distrugătorul, se merge în jos. Tot am spus de cele 144.000 de ființe despre care vorbesc profețiile. Și am zis că de curând a venit că trebuie minim 144.000. 144.000 raportat la numărul de miliarde care înseamnă oamenii de pe, mă rog, umanii și hibridii umani, care înmulțesc numărul ăsta, sporesc.
care sunt acum pe planetă, deci trebuie să existe o forță luminică la acești minim 144.000 care să tragă în sus. Dacă se trage suficient în sus, se duce lumea în sus. Dar se duce lumea care își asumă că există creator. Lumea care încă mai crede că poate să facă ce-i dă prin cap și să sunt oameni care încă folosesc numele locuitorilor de pe planeta de care spuneam și îl folosesc la toate alea și încă își dau și copiii răului, își dau și familia răului și dau pe tot ce te poate. Negândindu-se decât că au colorat puțin mesajul verbal și că sunt și puternici că pot să folosească, neînțelegând că se desputernicesc la fiecare rostire a acestui nume. Pentru că așa a fost creat numele. Neînțelegând că în felul ăsta, în loc să te apropie de Dumnezeu pe care îl pomenesc mult mai rar, îl pomenesc pe celălalt. Deci își creează cărare spre întuneric, nu spre lumină. Și neînțelegând că formula care s-a ales acum este cine vrea să treacă, trece, cine nu vrea să treacă, merge cu ceilalți acolo unde se vor duce ei. Pentru că a trecut era. Deci, dacă ar fi existat șanse, eu știu, să se continue aici, n-ar fi trecut planeta în patru. Faptul că planeta a trecut în patru, după mulți ani de lucru ai multor oameni, a multor suflete care nu sunt întrupate și care au stat și au transmis informații, au transmis mesaje, au trimis energie, au făcut curățări, au venit. Deci sunt foarte multe ființe care lucrează cu îngeri, cu arhanghel, cu sfinți, le cheamă în ajutor, le primesc ajutorul, dar li se spune și numele celui care vine și ajută. Deci toate astea au ajutat să crească un mare lot de oameni vibrațional, deci o creștere vibrațională semnificativă, dar au ajutat și planeta să poată să treacă. Au fost făcute de-a lungul timpului curățări pe planetă și au fost eliminate foarte multe dintre programele negative care au fost instalate de-a lungul timpului. Din ecranele care au fost puse în jurul planetei ca să nu se poată ajunge aici, să nu te poată chema ajutor, să nu te poată primi ajutor, să nu te poată schimba vibrația, să nu poată să fie evoluție, ci oamenii să fie într-o continuă cădere, și cu toate astea s-au făcut. În momentul în care s-au dat atât de multe ajutoare, că sunt milenii și milenii de când se dau ajutoare, noi încă stăm cu varianta pică pară mălăiat în gura lunată flat. Și credem că așa se trece. Nu se trece așa. Adică vrem să mergem într-o lume pe care nu o cunoaștem, dar de fapt nu facem nimic ca să... Na, vrem să ajungem la Arad, dar stăm în București. Și nu luăm trenul, nu luăm avionul, nu luăm mașina, nu luăm nimic, dar noi vrem să ajungem sau pe litoral, da? Sau unde așa, mă rog, unde nu e apa infectată, chipurile. Așa. Bun. Deci e nevoie să înțelegem că pasivitatea ne costă și că soluția reală pe care o avem este să ne maturizăm și să începem cu adevărat să lucrăm cu noi. Că multă lume întreabă și ce să fac. Păi dacă eu mi-asum că am venit aici și înțeleg. Acum, din păcate, persoanele care nu au avut niciun contact cu spiritualitatea, nu știu exact ce șanse au și nu mă pot pronunța pentru că n-aș vrea să emit o versiune nedorită. Dar persoanele care totuși... Eu nu știu cum arată acele persoane care să nu fie avut deloc contact cu spiritualitatea. Adică sunt ființe lipsite de suflet, sunt lipsite de iubire. Da. Deci și dacă s-a făcut contactul prin religie, dacă s-a făcut prin direcția spirituală, oamenii puteau să înțeleagă că există Dumnezeu. Și înțeleg... Că până și acele ființe, când ajung într-o la o limită, când li se întâmplă ceva, se uită în sus și spun ajută-mă, Doamne. Sigur.
Sigur, am văzut-o de sute de ori. Și eu. Oameni care se declarau atei. Atei. Da. Da. Da, în subconștientul lor exista ceva, pentru că reacția nu era una gândită. Era gândită. Era o reacție firească, spontană. Exact. Da. Să-mi spui, Florentina, ce veți aborda între 21 și 24 este tabăra mult așteptată. Vorbește în câteva cuvinte și să le spunem și celor care vor să vină la tabără, că mai au câteva zile și câteva locuri. Câteva locuri, deci mai sunt foarte puține locuri, 4-5 locuri, deci nu. Este tabără de vindecare prin iertare și iarăși este o problemă de asumare, pentru că doar asumându-ne ce am făcut, putem să ne cerem iertare. Doar asumându-ne relațiile pe care le-am avut de-a lungul tuturor vieților noastre, cu tot ceea ce înseamnă viu, indiferent că este, deci de la creator până la anticreator, tot ce este între, și aceste două mari entități reprezintă polii noștri de învățat. Și deci dacă noi... Și că primul care beneficiază de iertare este cel care iertă. El beneficiază de toate lucrurile bune care îi se vor întâmpla. Categoric. Deci în momentul în care te fac să înțelege ce înseamnă această iertare, transformările petrecute în interiorul ființei sunt fabuloase. Sigur. Fabuloase, și nu spun cuvinte mari, adică rar folosesc termen de genul ăsta, nu este ca să fie o variantă bombastică, este vorba de o realitate, pentru că în momentul în care înțelegem cu adevărat iertarea și o facem, și vor fi și exerciții, dar și meditații în care direcționăm energiile ca să se simtă în toate celulele, deci de profunzime extraordinară, tocmai ca să se poată face transformarea și să se înțeleagă această transformare. Câmpurile celor care se transformă ajută câmpurile celor de aproape și așa e un efect de domino care ține, deci poate să ajute atâta timp cât te ajută și te dă în exterior, însă important este să se facă, pentru că na, mai e foarte puțin timp. Dacă nu era sugestia ta să fac tabăra asta, nu cred că o făceam, pentru că a fost acum o lună tabără și totuși obositoare, foarte mare consumatoare de energie, dar îmi umple sufletul faptul că programul de tabără este, ce să spun, mă închin. Deci este de o frumusețe, tot ceea ce urmează să se facă și tot lucru cu noi este absolut deosebit. Și este ceea ce aș dori tuturor. Da, și eu am mers pe ideea că ce e în mână nu-i minciună. Ce putem face astăzi, poate nu mai putem face în septembrie. Foarte adevărat. Foarte adevărat, pentru că tabăra din septembrie era ușor programată, ușor după niște evenimente. Plus că era maraton de constelații, nu era tabără de lucru cu teme, erau teme individuale, deci prin constelații să se vindece și cei care participă, dar și cei care se constelează. Însă acum este una din temele majore, două teme majore avem. Una este iertarea și alta e iubirea. Pe amândouă ni le-a arătat Iisus. Iubirea a venit să ne o arate și ultimele vorbe au fost de iertare, ca să ne arate cum putem ieși din lumea asta, cu iertarea. Deci, în momentul în care înțelegem mecanismele și le folosim conștient și cu credință, asumându-ne ce facem, atunci lucrurile se fac și sunt deosebite. Da, să-mi spui, Sonia Iulia, ce face? Da, are atelier de mandale pe 30 iulie, un atelier fizic de mandale terapeutice pe ceramică. Uite, o idee de mandală pe ceramică, mi-a făcut-o cadou de ziua mea. Mm-hmm. Da, mulțumesc. E multă dragoste acolo pusă. Da, da, exact. Ne învață să simțim. Asta e darul ei, ne învață să fim cu noi și să simțim și să începem să ne bucurăm de noi și de faptul că putem.
ea prin asta crește pe cei cu care interacționează, le arată că pot foarte mult și oamenii încep să te trezească și să lucreze cu ei. Și fac lucruri deosebite. Ne putem. Uite, da. încă o dată, de fiecare dată le arăt cărțile că trebuie să le achiziționeze cei care nu le-au citit. Și să le citească neapărat. Informația. Recitească, pentru că dacă nu înțelegi exact ceea ce ne dezvăluie Florentina, din prima, deci la prima citire, cu siguranță, așa cum spunea și prietena ta, a citit-o de două ori, de trei ori și de fiecare dată a înțeles mai în profunzime mesajul tău. Să știi că sunt oameni care mi-au spus că au citit-o a cincea oară, au citit suita a cincea oară și au spus că simt cum curge energia prin ei. Da. Deci de la a cincea oară. Până la a șaptea te schimbă cu totul, dar timp să fie ca să lucreze. Da, cărțile Florentina le pot comanda printr-un mesaj, da? La 0722908037. Da, sau pe site. Se pot face comandă. Mai sunt și la câteva librării online, o să le dăm și la librării fizice, tocmai ca să poată să fie achiziționat. Așa, spunem că și pentru tabără, tot la acest număr de telefon care este și trecut pe ecran, 0722908037. Da. Și mai sunt câteva locuri și câteva zile. 5, cam așa, nu m-am mai dat, dar cred că... Da. Iar locația taberei este una absolut superbă. Adică scăpați și de valul de căldură de București, cu ocazia pentru bucureșteni. Exact. Suntem între munte, apă curgătoare, pădure, trovanți și energia cu totul. Mă gândeam că dacă aș putea să-mi fac timp, aș da și eu o fugă. Să mare drag! O zi acolo să vă văd și să fiu alături. Cu mare drag! Pentru ziua de astăzi. Suntem așa pe repede înainte. Eu o să închei și o să-mi iau la revedere de la dumneavoastră, urându-vă ca de fiecare dată să aveți fericire în suflet și putere în trup să treceți cu bine peste săptămâna ce vine și vă las cu meditația și cu Florentina. O seară minunată, mulțumesc mult, Florentina! Mulțumesc și eu mult de tot, Olga, și să fie bine tuturor! Doamne ajută! Are un miros ca după ploaie. Ei, mie îmi place foarte mult, am sentimentul că natura e curățată, că inhalez un aer cât se poate de curat, de ozonificat, da? Și în condițiile în care ai această percepție în propriul birou, îți creează acea zonă de confort, să o numim așa. E un aparat care eu l-aș mai cumpăra odată. Continuăm discuția cu o călătorie în interiorul nostru, o călătorie care să ne ajute să ne înțelegem puțin mai mult motivul pentru care suntem aici. Și să înțelegem poate unul dintre cele mai delicate aspecte pe care îl avem de înțeles în această perioadă. Și e vital să-l înțelegem. Este vorba despre asumare. De la Adam și Eva citire, cu programul de neasumare în legătură cu consumul fructului interzis, s-a instaurat un program prin care omul nu și-a asumat ceea ce făcea, nu și-a asumat propria existență și întotdeauna dădea vina pe cineva. Deci Adam nu și-a asumat că a luat din fruct, a spus că îi devină Eva, femeia pe care Dumnezeu i-a făcut-o, iar Eva, întrebată de Dumnezeu, a spus că îi devină șarpele, că el a ispitit-o. În esență, e foarte adevărat ce s-a spus. În esență, șarpele de-a lungul mileniilor a fost cel care ne-a ispitit, care ne-a arătat versiunea lui. Nu ne-a obligat însă să o urmăm. Faptul că am urmat altceva decât ceea ce era în noi și ne-am lăsat în permanență ispitit, m-a arătat că, de fapt, ceea ce ne lipsea în mod flagrant era legătura cu Dumnezeu.
Evident, într-o lume 3D, legătura a fost pierdută la alungarea din gratie, dar ceea ce noi am continuat să facem, în loc să ne întoarcem spre Dumnezeu, văzând ce însemna lumea de dincolo de rai, am acceptat această lume. Și ne-am subordonat ei, nu doar că am acceptat-o. Am acceptat să credem că nu avem valoare, așa cum aveam când eram conectat la Dumnezeu. Am acceptat să credem că nu putem, invers de cum se întâmpla când eram în grădina Raiului. Am acceptat să ni se spună ce să facem, cum să facem, dacă să facem sau nu, fără să ne gândim dacă ne este bine sau nu. Am acceptat tot ce a venit din exterior, fără să coborâm în noi, fără să intrăm în inima noastră și să vedem realitatea de acolo. Să ne reconectăm la Dumnezeu. E un traseu mai dificil. E un traseu pentru care mulți oameni au sacrificat, am spune poate între ghilimele, viața lumească sau au sacrificat beneficiile care le erau oferite în mod iluzoriu și s-au dus spre ei și l-au găsit pe Dumnezeu. Ceea ce aș vrea să facem în această seară împreună este ca tu să-L alegi pe Dumnezeu în mod asumat. De aceea te invit să iei loc, să te întinzi într-o poziție confortabilă, fără grija de ceea ce e în jur sau de obiecte pe care să le ții și să dai voie să fii doar tu cu tine. Să respiri de câteva ori profund și rar. Și la fiecare inspirație, în mod conștient, să-L chem pe Dumnezeu în tine. Pur și simplu, spunându-i să vină în tine. Deci, Doamne Dumnezeule, te chem în mine. Și inspiri. Și simți că întreaga ta ființă se umple de Dumnezeu. Din creștet și până în vârfurile degetelor de la picioare, și în totală detașare de ce e în jur, te invit să stai în ființa ta împreună cu Dumnezeu care susține toate demersurile de evoluție și care te iubește oriunde ai fi. Și care ți-a dat timp, niște zeci de milenii, să ajungi să te vezi și să te iubești. Pentru că mai mult decât te poți iubi tu, e greu să te iubească cineva. Doar Dumnezeu. Păi din El faci parte. Din El facem parte cu toții.
și aș vrea să inspir până când simți curgerea de lumină în ființa ta. Și că Dumnezeu umple întreaga ta ființă, de la creație încoace. În toate viețuirile tale, în toate existențele și în toate experiențele pe care le-ai avut. Și dă voie să simți pluralitatea de manifestări pe care le-ai traversat. Milioanele tale de experiențe, de întâlniri, de evenimente trăite, de lecții de viață, pe cele pe care ți le-ai asumat, conștient sau nu, le-ai învățat. E timpul să ți le asumi pe toate. E timpul să te asumi că ești. Și să înțelegi că ești aici, acceptând să fii aici și trăind tot ceea ce se trăiește aici, ca să putem învăța să creștem. Ca să învățăm calea de întoarcere la Dumnezeu. Când îl ții pe Dumnezeu în tine, întunericul stă deoparte. Cât îl ții în tine, fricile tale se vindecă. Neputințele tale dispar. Ceea ce părea imposibil, înțelegi că e posibil. Înțelegerea ta asupra lumii și vieții se schimbă. Ești din iluzie și intri în conștientizare. Tot ceea ce ai de făcut este să te asumi, să-L primești pe Dumnezeu în tine. Și aș vrea să înțelegi că asumarea ta aparține și atunci când chemi lumina și când primești întunericul. Spre tine vine ceea ce chemi. Întotdeauna. Chiar dacă cei din jur au făcut lucruri de un anumit fel, acum sau de-a lungul tuturor timpurilor, ce ai trăit a fost acceptarea ta. Putea să fie o asumare conștientă și să chem și să accept binele, dacă asta dorei. Putea să fie o asumare non-conștientă și atunci te duceai încotro te ghida sufletul tău. Acolo unde era sufletul tău, unde te-ai conectat, la întuneric
sau la lumină. Ce aș vrea să faci altfel acum și de darul meu din această seară, și aș vrea să înțelegi valoarea a ceea ce te oferi făcând acest lucru. Dacă o faci asumat, cu credință, cu convingerea în existența lui Dumnezeu, fără ego, fără ideea de a fi deasupra cuiva, fără vreo comparație, fără nimic care să coboare, dă-ți voie să te asumi că există Dumnezeu și să-L alegi pe El ca mentor pentru tine, pentru a urma traseul construcției tale, să te reconstruiești de la fizic la luminic. Să începi să devii o ființă bioluminiscentă, înțelegând just darurile tale cu care te iubește Dumnezeu. Dacă alegerea ta este că altcineva ar trebui să facă acest lucru pentru tine, din păcate, nu e traseul de urcare. Doar tu poți alege. Doar tu poți alege dacă vrei să crești și să mergi spre lumină. Fiecare dintre noi alege creatorul sau distrugătorul. Fatul meu e să-L alegi pe Dumnezeu. Dar când o faci, asumă-ți. Fără să aștepți să vină cineva să-ți rezolve problemele. Fără să consideri că e cineva vinovat de ceea ce trăiești. Fără să te mai compari cu cineva. Fără să te simți asupra celorlalți. Toată povestea existenței tale și a fiecăruia dintre noi este doar între fiecare dintre noi și Dumnezeu. Deci la tine, ca și la mine, ca și la fiecare, între tine și Dumnezeu. Fără să mai trebuiască să privești în jur, spre altcineva. Singura entitate care te poate ajuta să-ți rezolvi problemele și să crești e Dumnezeu. Și te poate ajuta doar când îi ceri în mod asumat, conștient sau conștientă de cererea pe care o faci, determinat sau determinată pentru această cerere. Sugestia mea e să alegi traseul de lumină.
ce-i doresc un drum luminos. Doresc tuturor drum luminos și mulțumesc tuturor pentru că sunteți aici acum. Bine v-am regăsit, oameni buni! Este prima filmare oficială de la mine de acasă. Vă invit la mine oricând să vedeți ceva cosmic, fiindcă cyberspace-ul meu, universul meu tehnologic, se mărește cu acest dispozitiv adus din cosmos. Nu este deloc o glumă, e vorba de o invenție rusească, militară, și vă spun de cosmonauți și de cosmos, fiindcă legendarul nostru cosmonaut, avem și noi românii un singur cosmonaut, în persoana domnului Dumitru Prunaru, el prezintă acest aparat în România, el l-a adus, să spunem așa, și trebuie să avem toată încrederea. Nu numai atât, eu de când îl am, văd că merge exact cum ați mai citit sau și eu mai mă documentasem pe internet. Adică vă ajută foarte tare cu tot felul de bacterii, de mucegai, tot ceea ce aveți dumneavoastră prin casă, vă incomodează și nu știți cum să scăpați de aceste nenorociri. Asta în ceea ce privește aerul. Deci orice fel de noxe din aer, robotul ăsta deștept, să spunem așa, le rezolvă. Nu mai stați cu frică în vremurile astea tulburi în care vă gândiți în fiecare moment că dumneavoastră sau membrii ai familiei dumneavoastră se pot îmbolnăvi oricând. Mai bine băgați în priză un imunocub și scăpați de toate problemele. Și veți simți exact aerul ăla de munte puternic sau aerul de lângă briza mării și de asemenea gustul alimentelor atunci când folosiți imunocubul va fi gustul ăla de pe timpuri, atunci când totul mirosea bine, avea un gust frumos și viața era foarte, foarte frumoasă și mult mai relaxată decât astăzi. Pentru sănătatea și siguranța familiei mele, eu am ales imunocub. Nu ratați imunocub, fiindcă nici nu știți ce pierdeți.